E forfotă în depozitele autorizate care vând artificii și petarde. Clienții fac cumpărături serioase pentru Revelion. Sunt convinși că vor avea noroc dacă vor trece în noul an cu zgomot și spectacol de lumini. De aici mă aprovizionez de ani de zile. În primul rând, raportul preț-calitate-siguranță este cel mai bun. Să primesc instrucțiuni, nu sunt expirate, deci e o siguranță. Specialiștii atrag atenția că este foarte important ca obiectele pirotehnice să fie cumpărate de la magazine autorizate și nu de pe piața neagră. Celelalte care sunt luate, achiziționate de pe piața neagră, au un risc foarte mare de accidentare, deoarece nu au traducerea în limba română, cetățeanul nu știe ce trebuie să facă cu ele. Deși tentația de a cumpăra tot felul de obiecte pirotehnice este mare, autoritățile atrag atenția asupra restricțiilor impuse de lege. Persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu pot deține și utiliza articole pirotehnice, iar cele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza articole pirotehnice, exemple, pocnitori de petreceri, granule scânteitoare, pocnitori cu confeti. Atenție, petardele nu fac parte din categoriile cu nivel de risc foarte scăzut. Nu permiteți copiilor jocul cu petarde și artificii și nu utilizați aceste obiecte în încăperi și spații închise, în balcoane, în holuri de bloc și pe terase. Cei care comercializează obiecte pirotehnice pe piața neagră riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 15.000 de lei sau închisoare de la 3 luni la un an.